Dragii mei, Biblia astăzi ne îndeamnă să răscumpărăm vreme. Acum sunt aici și mulți tineri, eu nu înțeleg cum unii au timp de filme, cum unii au timp de plictiseală. Știți că cuvântul plictiseală a apărut în dicționarul englez doar în 1850. Până atunci oamenii nu se plictiseau. Acum scrie pe Facebook cu capa, mă plicti. Înțelegeți? Eu nu cred că un pocăit are timp să se plictisească. La cât e de muncă, la câți oameni evangelizați sunt lângă noi, nu cred că ai cum să te plictisești. Știți că dacă facem un calcul din 60 de ani, să presupunem că un om trăiește în medie 60-80 de ani, da? Din 60 de ani, 20 dorm. Normal, nu? 8 ore din 24. 20 dorm. 20 muncești pentru tine. Asta în caz că nu mai le iei și pe lângă lucrul altceva. Da? Încă 20 de ani sortos. Încă 8 ore, da? De servici. Mai pui drumul până la servici, mai pui înapoi, mai pui cumpărăturile, mai pui odihna, mai pui masa cu familia. S-o mai dus încă vreo 10 ani. Și-ți mai rămân din 60 de ani. 10 ani. Dacă nu mai puțin în care să investești pentru Domnul veșnicie. Nu-i ca puțin. Și în ăștia 10 ani diavolul zice, auzi, când ai un timp liber, îți dau filme să te uiți. Când ai un timp liber, zice, îți dau biliard, îți dau remi, numai să pierzi vreme. Și când te apropii de final, când îți spune doctorul, domnule, aveți cancer, mai aveți de unde de trăit. Și zice, ce fac oamenii? Sună-vă pe păstor. Frate păstor, acum ce-ar putea să fac pentru Domnul, zice? Acum. Până atât, tot că trăgeai de el să vină la biserică, să vină să facă ceva. Și acum zice, acum ce-aș putea să fac? Acum când am baston și dioptrii mari, zice, acum ce-aș putea să fac pentru Domnul? Acum am văzut să faci nimic, ce să mai faci. Este o cântare care o cântam când eram la Arad. Spune cântarea, viața tinerească, plină de elan, frumusețe, daruri, toate câte am, ți-le închin doar ție, Domnul meu iubit. Ce frumos, nu? Să încep cu Dumnezeu cât mai devreme în viață. Nu la final. Că asta nu înțeleg. De ce oamenii zic, bă, eu mă pocăiesc la 80 de ani să mă pocăiesc eu. Dar cine, în primul rând, cine îți garantează că ajung la 80? Dar vedeți că în lucrurile spirituale oamenii zic, eu mă pocăiesc la 80 de ani. Dar în lucrurile materiale nu zic, las că mă duc la să mă angajez la 80 de ani. Deci la un șef nu-ți permis să-i dai ani de la 80, nu? De ce vrei să dai lui Dumnezeu oamenii? Nu-i frumos să începi cu Dumnezeu cât mai devreme în viață? Amin. Să strângi cât mai mult. Frate, soror, să știți că veșnicia e lungă și viața noastră e scurtă. Am un prieten în America, a avut un vis de la Domnul în 2015, au văzut casele credincioșilor din cer. Toți aveau fundație, că fundația Iisus Hristos, jertfă de la Calvar. Dar știți și nu am acum timp să vă povestesc tot visul, dar vreau să vă spun o durere care a spus-o Domnul. A spus Domnul, durerea mare este că cei mai mulți au apartament și casă pe pământ gata. Și aici n-au numai fundație. Și nu e interesant. Pe când termini rata la apartament, aici ai 5 de ani deja. Numai bine să bucură pruncii când mai trebuie să înțelegeți ce spun. Și lasă mai intru eu și pleacă tatăl. Ai muncit 10 de ani pentru o casă aici, pentru un apartament aici. Dar pentru Domnul veșnicie ce ai făcut. Frate și surori, ascultați-mă. O veșnicie ne vom bucura de ce am făcut aici. Noi nu credem. Biblia nu ne spune că după ce dosarul se închide mai poți să trimiți ceva. Nu. Nu. Când eram la școală, în clasele 1-4, nu era, cum e acum în România, cu FB, cu insuficient, știți, tot au FB. Și ăla de 4 ore FB, da? Atunci era cu note, 10, 9, 8, da? Note. Și am avut o notă de 9 în clasa 4-a, care mi-a stricat media și am luat primul 2. Și celălalt, care vrea să iei primul 2, eu luat primul 3. Vreau să vă spun că acum aș vrea să mă duc la școală, să modific nota aceea. Să am și așa o mândrie personală. Sau pot să spun o bucurie personală. M-am avut numai 10 din clasele 1-4. Apropo, e ușor să ai 1-10. E ușor să ai 10 clasele 1-4. Mai greu e între 12 și 60, la integrale și la derivate. Sunt mulți pocăință care au 10 în lucrurile de bază, dar când îi ridici la mai greutăți, la lucruri mai grele, acolo mai probleme.
Dragii mei, vreau să vă spun că nu pot să mă duc să mai fac nimic, pentru că dosarul claselor 1-4 s-a închis. Catalogul este pus sub lacă și a rămas în istorie și a rămas în arhivă. La fel, după ce se va închide catalogul, veți da, nu mai poți să faci nimic. De aceea, astăzi este o mână care încă scrie. Că mi-a luat o zi de post, că mi-a stat în rugăciune, că mi-a făcut ceva pentru Dumnezeu. Voi credeți că Dumnezeu are nevoie de 30 de ore de la Cristi Boare? Voi credeți că Dumnezeu îți dă 30 de euro sau 100 de euro? Dragii mei, Dumnezeu are universul ăsta. Iar își poate printa toată datoria de nu știu câte sute de trilioane de dolari americii, o poate printa, o poate stampa, dacă se pune la voi, într-o secundă, Iisus Hristos. Dar El m-a dat mie harul și a zis, dacă tu investești aici un pahar de apă, eu te răsplătesc o veșnicie pentru El. Ce frumusețe, ce bucurie. În această dimineață vreau să vorbesc, mă ușor la ceas, despre iarnă. Nu prea aveți iarnă pe aici. Sau cel puțin copiii și-ar dori zăpadă. Aveți frig, dar nu prea aveți zăpadă. Și copiii tare mult și-ar dori să aibă iarnă. Îmi spunea fratele la care stau că nepoți așteaptă iarnă. Numai șoferii nu se bucură de iarnă. În rest, tot se bucură de iarnă. Soția se bucură că merge totul la cumpărături iarnă. Înțelegeți? Copiii se bucură că ies afară și au zăpadă. Dar ce vreau să vă spun este, dragii mei, că chiar dacă e anotimpul preferat al copiilor, nu? Om de zăpadă, bătaie cu bulgări, patinaș, sănioși. Vreau să vă spun asta și să vă predic despre iarna în biserică. Că asta nu-i bun. Asta nu-i bun. Și trei lucruri despre iarna vreau să vă spun, care gândesc bisericile în numele Oșii Intrat. Chiar dacă e căldură din asta, cum să zic, fizică, e un ger la ei enorm. Și vreau să vorbesc în primul rând despre frig. Frig. Poate apărea frig între tine și Dumnezeu. O să apară un frig foarte mare între tine și Dumnezeu. Deschideți cu mine la Ieremia, capitolul 36. Și voi citi de la versetul 20. Să vedeți ce frig era aici între împărat și Dumnezeu. Ieremia 36, de la versetul 20, pagina din Biblie 776. Nu știu câți au ajuns cu Biblia până aici, pe citit-o. Știți care e cea mai citită carte din Biblie de către pocăiți? Geneza. În fiecare an tot începe. La Exod deja nu mai poți. La Levitic puțin mai ajung. La Apocalipsa, când se va întâmpla Apocalipsa. Dragii mei, eu doresc să ajungeți cu Biblia până la final. Să o zis, fac o paranteză, au zis un patron către un pastor, că pastorul l-a întrebat cum stai cu Biblia, cu citul Biblie, și au zis patronul, frate, zice, eu sunt ocupat, îi dau bani la biserică. Voi cu spatele meu faceți ce faceți aici. Zice, ăia bătrâni, pensionari, ăia, pe ăia întreabă cum stau cu Biblia, cum sunt ocupat. Și a zis pastorul, Dumnezeu nu are nevoie mai întâi de bani, de are nevoie de relație personală cu tine. Și tu ai nevoie de relație personală cu El. Și a zis pastorul, dacă nu-ți faci timp, o să-ți facă Dumnezeu timp. Și patronul a râs. Da, nu știu ce să-ți facă Dumnezeu timp. După câteva săptămâni, l-a sunat fratele pastorul, frate pastor, puteți să veniți la spital să faceți ungere. Dar ce se întâmplă cu El? Am ajuns în un accident. Și când a ajuns pastorul la spital, a văzut cu patronul că avea trei Biblii cu el la spital. Trei. Până atunci n-a avut niciuna. Că dacă nu-ți faci tu timp, îți face Dumnezeu timp. Ascultați. Ieremia 36:20. Ei s-au dus apoi la împăratul, în curte, lăsând cartea în odaie descrisă la gofătului Elișama și au spus toate cuvintele din ea în auzul împăratului. Asta era cartea legii, Biblia, cum o numim noi astăzi. Împăratul a trimis pe iehudii să ia carte, da? Iehudii a luat-o din odaia logofătului Elișama și a citit-o în auzul împăratului și în auzul tuturor căpetenilor care stăteau împrejurul împăratului. Ascultați, împăratul ședea în casa de iarnă, căci era în luna nouă și înaintea lui era un foc de cărbune aprins. Ai văzut, mă, dar ce căldură avea asta în casă, că avea șemineu, nu? Ascultați, să vedeți ce frig era în casa lui. După ce Iehudii a citit trei sau patru foi, mai mult nu rezistă împăratul. Trei sau patru foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului,
și a aruncat-o în jăraticul de cărbuni, unde a fost arsă de tot. Împăratul și toți slujitorii lui care au auzit toate cuvintele acelea nu s-au înspăimântat și nu și-au sfârșiat hainele. Era iarnă afară, zăcadă, bucurie, dar era iarnă și în inima acestui om. Dumnezeu a făcut acolo să se descopere cartea legii și Dumnezeu a zis, mă, uite, prin Biblie, prin cuvântul lui Dumnezeu, printr-o relație personală cu Dumnezeu. Că nu poți să ai relație cu personală cu Dumnezeu fără să comunici cu El. Și dacă vrei să știi ce spune Dumnezeu ție astăzi, uite-te în Biblie. Și apoi Dumnezeu va asculta prin rugăciune ce îi spui tu lui. Și omul acesta a zis, eu nu pot să mă pocăiesc, zice. Aruncați Biblia asta în foc, zice. Aruncați-o. Dragii mei, frică între om și Dumnezeu apare atunci când Biblia nu mai e pusă la locul de cinste. Frică între om și Dumnezeu apare atunci când Dumnezeu îți vorbește și tu dai din mână. Poate așa. Am un frate bătrân, prieten, un om al lui Dumnezeu, a mers în Belgia, într-o biserică, și Duhul Domnului l-a luat de la amvon, l-a dus printre rânduri și-a pus mâna pe un frate, botezat și el de câțiva ani, dar care încă fuma. Noi nu botezăm oamenii care încă nu s-au lăsat de băutură, de fumat, de bârnă, de invidie. Așa ar trebui, nu? Și nimeni nu știa din biserică că el fumează. Și Domnul l-a făcut, l-a dat pe față și l-a spus, arunce pachet de țigare și se lasă de Duhul acesta al robiei. Prorocul s-a întors, a mers la amvon și omul ăsta cu tupeu, că nu poți să spui altcumva, cu nesimțire, o dat din mână așa după proroc. Și a zis, ce știe și bătrânul ăsta? Știți, ca să nu se facă de râs ca și cum e pe rugător și ia prorocul de vine, el e proroc fals, știți? Ca să fie el bine în fața bisericii. Prorocul mă la amvon și nu știu nimic, nu știu că ăsta a dat cu mâna așa. Da. După câteva săptămâni l-a sunat pe proroc și-o ția fratele acelea și-a zis, frate, îți plătim biletul de avion, numai să vii până la spital. Că cu mâna aia, care a dat așa în spatele tău, e uscat acum mâna. Să vii să-i faci un gen. Că într-adevăr, așa a fost, cum ai spus în prorocie, avea păcate ascunse. Dragii mei, de multe ori când Dumnezeu ne vorbește, în loc să ne pocăim, dăm vina pe proroc. Vă mai spun ce am văzut la ora actuală. Când Dumnezeu vorbește pentru un predicator și spune adevărul pe față, unii oameni, în loc să se pocăiască, caută defecte la predicatorul acela. Să-și se vadă de poruncii lui, să-și vadă de fata lui, să vadă de nu știu ce, de nu știu ce. Dragii mei, astăzi avem Biblia în față, Dumnezeu ne-a vorbit. Azi vrea să facem foc în inima noastră. Să prinde Dumnezeu un foc. Și să zicem, Doamne, eu nu vreau să mai fie frig, vreau să fie căldură între mine și tine. Nu. Apoi poate să fie frig în relația cu semenii. În relația cu semenii. Uitați, Matei, capitolul 24, cu versetul 12, să vedeți pagina de Biblie 953. Să vedeți ce se va răci la urmă. Matei 24 cu 12. Și din pricina înmulțirii păcatului fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Și asta iară iarnă, da? E iarnă. Să știți că păcatul te va îndepărta de sfinți. Un om care trăiește în păcat nu suportă pe ăla care trăiește în sfințenie. Uitați-vă, de exemplu, la un om care minte. Nu se placă compania celor care spun adevărul, să știți. Un om care fură motorină. Credeți că se meargă la restaurant, la masă, la miază, cu aia care scriu fiecare kilometru? Nici vor. Din pricina înmulțirii păcatului, se face distanță, se face fric, se face iarnă între mine și omul ăla care trăiește în sfințenie. Și dragostea cea mai mult se răcește. Că diavolul asta vrea să-ți dea viață, să-ți dea păcat. Și lipsa părtășiei de multe ori, da, e lipsa dragostei. Și lipsa dragostei se datorează păcatului care stă în spate. Să știți că atunci, oricum, omul nu poate să rămână singur. Dacă nu mai are părtășie cu sfinții, va avea părtășie cu păcătoși. Dați-mi voie să vă demonstrez asta în Ioan capitolul 18. Hai să citim și 17.
Atunci slujnica, portărița, a zis lui Petru, nu cumva și tu ești unul din ucenicii omului acestuia. Nu sunt, a răspuns el. Robii și aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbun, căci era frig. Era frig. Da? Și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea. Că dacă nu mai este foc în biserică, o să facă diavolul foc la discotecă. Ați înțeles ce spun? Când Petru nu a mai stat cu Iacov și Ioan, când Petru a început să păcătuiască și s-a blestemat și s-a jurat că s-a lepădat, a zis, diavol, hai că-ți dau aici un foc, să ce faci în focul ăsta aici? Să ai și te încălzești. Să te încălzești aici. Când nu mai e foc în adunare, diavolul pregătește foc în alte părți. Numai că focul ăla încălzește numai exteriorul. Înțelegeți? Știți că și în iad e foc. În iad e foc. Numai că focul ăla e un foc care mistuie. În biserică este un astfel de, un alt fel de foc, un foc care transformă. Niște limbi ca de foc. Nu v-a spus întrebarea de ce semnul botezul cu Duhul Sfânt, semnul botezului cu Duhul Sfânt, e vorbirea în altă limbă. Pentru că Biblia spune în Iacov că limba e un mădular mic care aprinde un foc mare. Și Dumnezeu, și spune Iacov, cine nu greșește în vorbire, poate să stână în frâu tot trupul. Și Duhul Sfânt când vine, vine printr-o limbă de foc ca să pună, să arate că vrea să țină tot trupul sub stăpânirea Lui. Asta e explicația. Asta e explicația. Nu e suficient să vorbești în altă limbă. Dacă trăiești în curvie, n-ai făcut nimic. Dacă trăiești în imoralitate, Duhul Sfânt va pleca într-o zi la tine. Semn, ăla e un semn. Dar semn nu are valoare dacă și conținutul are valoare. Nu numai semn. Nu. Apoi, mai este, poate să fie iarnă și frigă în relația cu semenele din cauza nu unei dragoste reci doar, a unei inimi reci. Geneza 45 cu 26. Haideți să vedeți o inimă care a ajuns tare rece. Geneza 45 cu 26. Au venit frații bioții, da? La taică-sul. Și spune aici Biblia, i-au spus. Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Ascultați. Dar inima lui Iacov a rămas rece pentru că noi credeam. Atâta au mințit frații ăștia, pruncii lui Iacov, atâta l-au mințit pe taică-său, că atunci când a spus adevărul, nu i-au crezut nimeni. Prima minciună a zis, tati, zice, noi n-am fost cu oile așa aici, mai am fost în altă parte. Da? Minciuni de naștere, lucruri mici. Apoi au zis, uite, zice, haste haina băiatului tău. Băiatul tău e mort, Iosif e mort. Și când a spus adevărul, nu i-a mai crezut nimeni. Vreau să te întreb astăzi, cum e inima părintelui tău? Cuvintele care le spui părinților care sunt aici cu voi sau în țară, că unde vezi părinți în țară, încălzesc inima sau o răcesc? Am văzut părinți, îi sunau copiii și spuneau, tati, m-a mărit salarul șeful cu 500 de euro și inima tatălui rămânea rece, pentru că el nu se bucura de lucrurile astea. Dar am văzut părinți care sunau copii și spuneau, tati, am mai avut un vis de la Domnul azi noapte. Și inima tatălui se încălzea. Și spunea, pentru asta, mă. Nu să ai 500 de euro în plus, 10.000 de euro în plus. Și să mai ai o cântare cu lacrimi. Uitați-vă, dragii mei, că lipsesc lacrimile, lipsesc lucrurile astea. Și devine inima tot mai rece. Și sunt părinți care au probleme cu copiii. Spunea un frate păstor, acolo la mărturisire recent, un om nepocăit. Și-a zis, m-am vrut să mă duc să-mi vizitez, m-am mărs să-mi auz de la fruncul meu, la binecuvântare. Voi înțelege ce spun, îmi dau multe detalii, că și prietenii aici. Și vreau să nu mă aud de ei la lucrul ăsta. Și am ajuns la 12, când era gata binecuvântarea și am spus la pruncul meu, vreau să-l iau să fac și eu post cu nepotul. Și pruncul meu a stat, de ce ai venit? Că nu te-am invitat să vii. Nu te-am chemat la binecuvântare. S-a urcat în mașină cu pruncul, da? Dus la binecuvântare și bătaie s-a lăsat în parcare. Parcare bisericii din Vila. Că nu toți care se botează, îs și născuți din nou. Nu toți care au făcut, care mar la biserică, îs și pocăiți. A fi pocăit înseamnă de penticostal sau ortodox. A fi pocăit înseamnă
al iubi pe Dumnezeu. Și-o zis traicul, îs terminat, îs distrus. Și-o zis pastorul, mâine o să pun 500 de oameni să se roage pentru tine. Inima ta s-a făcut rece. Și-o zis, da, am o inimă rece. Și într-o zi mă vei suna și îmi vei spune că tu chemat copilul tău să-ți vezi nepot. Aștept ziua ce. S-a întâmplat asta cu mare cer. Așteptăm ziua ce. Dar hai să ne punem întrebarea astăzi, nu cumva frigul a intrat între copii și părinți. Tata e pe televizor în living și copilul e pe telefon în cameră. Și își vorbesc o dată pe zi, la masă, când întreabă pe maică sa. E tata mă cameră. Atât. O intră la ceară. Apoi poate mai fi, poate să fie chiar și un trup rece. Și asta e cel mai greu, cel mai rău lucru parcă este. Nu numai inima, când se răcește și trupul, deja e dezastru. Matei 8 cu 14. Ascultați. E la un pas de moarte, când începe să se răcească trupul, deja e la un pas de moarte. Iisus a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, prinsă de frigul. Și acum vreau să fiți atenți ce frumos, da? Să știți că la cei mai mulți oameni nu au mers Iisus acasă. Ei au venit la Iisus. Dar aici a fost un caz special. Când o femeie era la un pas de moarte, deja frigul o cuprins. Și a mers Iisus acasă. Și vă rog să uitați. Asta iară poți să credeți o întreagă predică numai din versetul ăsta. Da? Cum poți să-l îngăzești pe cel de lângă tine? Cum poți să îl învii pe cel de lângă tine? Da? În primul rând să-l vizitezi. Da? Mulți vor pentru un SMS să rezolve frigurile. Nu poți. Wireless. N-ai cum. Trebuie să merg la el acasă. Apoi zice, s-a atins, da? S-a atins. Da, el a venit. În Marcu 1 cu 31, dacă nu greșesc, cred că e și mai frumos explicată situația. Da, extraordinar. Spune aici așa. El a venit, prima dată vii, da? Apoi zice, a apucat-o de mână. Acum poți să apuci pe om de mână să-l tragi în jos. Sau poți să apuci pe om de mână și să-l ridici. Înțelegi? Da? Și apoi spune, a ridicat-o. Deci o prins-o de mână și o ridicat-o. Și când o ridicat-o, ce s-a întâmplat? O lăsat-o frigură. Vreau să te întreb un lucru. Când ai ridicat pe cineva cu mâna ta? Când ai dat un telefon care să nu spui o bârfă sau să spui o judecată sau ceva, să ridici pe cineva. Să ai un cuvânt de ridicare. Și dintr-o dată să vezi cum se îndepărtează frigul din inima celui om. Și spune Biblia aici, apoi ea a început să le slujească. Dragii mei, hai să le punem întrebarea asta. Ce facem cu mâna noastră? Ce faci cu mâna ta? Sau ce ai în mână? Apropo de telefon și Biblie, am văzut tineri care atunci când își pierd Biblia, nu intră în panică. Dar dacă 5 minute nu știu unde e telefonul, au intrat în panică. Și vreau un plan cu 10. Excelent. Am văzut tineri care dacă au baterie 5% la telefon, nu fac nimic altceva. Nici la masă nu merg până nu găsești încărcătorul. La tot trebuie lucrul ăsta. Dar dacă are 5% baterie la inimă, da? La suflet, 5% mai încărcat sufletul. Nu s-a mai rugat de mult, nu mai poți de mult. De ce nu intri în panică? Că mai importantă bateria asta, nu? E mai importantă asta. Ce faci cu mâna ta? Ce ai în mână? Nu, ce ai în mână? Ai un ștergar în mână sau ai o piatră în mână? Ce ai în mână? Ai un toiag în mână? Și ce faci cu toiagul ăla? Ce ai în mână? Ai un nac? Uitați-vă, la un moment dat spune despre Ana și pe Nina. Pe Nina a înțepat pe Ana. Acum eu la fel la biserică, cred că numai Ana sunt, așa e? Domnul să vă binecuvinteze. De ar fi așa. Ar fi ideal, nu? N-ai mai stat la comitet până la două noapte. Nu? Să fie numai Ana. Să nu fie Penina. Penina înțepa. Avea un ac și înțepa. Când pe una, când pe alta. Dar Ana putea să-i meargă și să zică, auzi, eu cumpăr un ac mai mare și nu înțep și eu înapoi pe ea. Așa a făcut Ana. Nu. Dragii mei, niciodată un conflict nu se rezolvă dacă și tu te faci și faci răspunsul ce-am făcut de el. Dacă el m-a scris mesajul ăsta, las că el ce mesaj. El m-a dat un bulgar așa, să vezi ce bulgari dau eu, ce bolovani dau eu. Nu, așa nu se rezolvă conflict. Nu. Frigul nu-l topești cu gheață. Zăpada nu-l topești cu gheață, ci cu apă caldă. Ai înțeles? Și Ana a spus, știu, mă, dacă eu mă duc la Penina și o înțap înapoi, n-am făcut nimic. Dar dacă mă duc înaintea Domnului,
și las pe Dumnezeu să vorbească pentru mine și despre mine. Dumnezeu va aduce rezolvare la situație. Și Dumnezeu a adus rezolvare. Ce ai în mână? Un ac sau un ac și o ață? Am fost la o mormântare în urmă cu 2 luni de zile m-a sunat un tată, n-ai de Cristi, poți să vii să predici la fata mea la mormântare. M-am speriat. Când te sună să predici la cineva la 90 de ani, se pare normal, 90 de ani, 80 de ani, dar să merg la o fată de 34 de ani să predici la mormântare. Nici nu am gândit să răspund lui tu asta, dar Dumnezeu mi-a dus în minte. Și am zis, frate, dacă nu ai pe cine, altcineva și chiar trebuie să mergi, vin. Și au zis, vină, pentru că fata a ascultat predicile tale și s-a rugat pentru tine. Și am zis, mă vezi? Uneori abar n-ai de ce merge bine în față. Crezi că tu ești bun, tu ești, noi suntem zero, să știți. Dar dacă Dumnezeu ridică mijlocitori în spate, lucrurile merge bine. Și m-am dus și am văzut acolo o fată și îmi spunea de aici, Cristi, dacă poți să vezi despre Tabita. Păi zice, fata mea a fost ca Tabita. Cum adică? Păi fata mea zice, a avut un ac și a pus și ață la el. Și fata mea făcea 10 de perechi de ciorac pe an la copiii străzi. Acum să faci ciorac la copiii străzi nu e mare lucru. Asta să vă zic continuare. De la 10 ani până la 34 de ani, fata asta, Magdalena, a fost bolnavă cu ficatul. Cei mai mulți ani și eu petrecut în spitale. Cei mai mulți ani. Timișoara, Cluj, București. Nu a avut bani să meargă, știți cum e România, trebuie să pui un plic ceva și să mergi la doctor. Că e PSD-ul la putere și pentru asta trebuie să faci lucrurile astea. Nu a avut bani să facă lucrul ăsta. 7 implanturi de ficat, 7 transplanturi de ficat, o trecut pe lângă ea, că nu a avut relație. Totuși Dumnezeu a ținut-o în viață până la 34 de ani. Dar asta și m-am gândit. Și spunea Taicătul Cristi când alții copii jucau basket și handball. Ea stătea în spitale. Când alții copii mereau la școală, când alte fete se pregăteau de facultate la Timișoara, de medicină sau la Cluj. Și aveau în față carte de chimie. Ea avea în față analizele care nici acum nu ieșe să răbine. Și fata asta a fost o fată care a avut în inimă căldură pentru Dumnezeu. Mi-a zis, stai cu zis Cristi, 11 milioane mi-a dat statul în fiecare lună, da? 270 de euro. Atât. La un copil care, la o fată care nu putea să lucreze din cauza ficatului. Și era mai tot timpul în spital. O zis, primul lucru când primea banii, mă întreba și spunea, tati, nu știu o familie cu 7-10 copii să ajută. Vedeți ce înseamnă să nu fie iar în inimă? Eu dacă eram în locul ei sau tu, ai zis, tati, nu mai trimis nimeni bani pentru mine. Eu spun, nu? Avea dreptul să ceară-ți. Acum, de când a venit PSD-ul la putere, eu scăzut la 3 milioane și ceva. 300 și ceva de lei pe lună. Și ea în ultimul an a zis, tati, eu oricum nu mai trăiesc mult. Mie nu mai trebuie medicamente. Mai bine facem langoș, gogoș, placinte pentru copiii străzi. Mai bine să fim o binecuvântare pentru alții. Dacă în inima mea nu mai e frig, să topesc și frigul din inimile altor. Și au zis, tati, Cristi, dacă poți să predici despre Tabita, că eu am fost o Tabită. Dragii mei, am fost la mormântări unde muri oameni mari și au fost puțin la mormântare. Știți cum a murit Patriciu, miliardarul României, și au fost 60 de oameni la mormântare. Și am fost la Magdalena și cred că au fost vreo 200 de oameni la mormântare, într-un sat pierdut de lume, în județul Hunedoara. După ce Surcriu s-a pus în mașină, înainte să pornească, trebuia să plec în altă parte, dacă s-a zis Cristi, ai cu mine până înăuntru. O zis, vezi, porcanele aia de castraverzi, de zacuzca. E ultimul lucru pe care l-a făcut Magdalena. Deci ea bolnavă, nu stătea pe Facebook, știți? Toată ziua. Nici la fel. Ea o zis, tată, zice, vreau să fac pentru voi ceva. Dar e că s-a șutat demisia de la servici. La vârsta de 12-13 ani, când fata avea 12-13 ani, el nu putea să facă față.
și cu serviciu, și cu spitale, prin Cluj, prin Timișoara. Ori mâncat o sărăcie familia asta, nu vă imaginați. Nu vă imaginați. Dar vreau să vă spun că oamenii pe care noi îi considerăm săraci, să nu putea să fie bogați. Și aia pe care noi îi vedem miliardare, să nu putea să fie săraci. Îmi spune Vlade Cristi Merian, să predic pe aici, pe sate, îmi spune Teacuso, și ea o punea pe soră sa să sune pe telefon, că acum avem 3.000 de minute gratis, 3.000 la Orange, la Cosmodel. Și au zis, când tati predică, să pui pe speaker, să aud. Că aștia singurile predici care le mai aud și eu. Că bani de internet n-avem, să punem să ascultăm de părbitul. N-avem. Și au zis, oricum, eu m-am rugat pentru tati, zice, și vreau să aud un predic. În ultimul an îi curgea sânge pe gură, avea hemoragie externă. Și stătea cu batistă în mână și o punea la gură, așa. Și cu asta la altă mână ținea Biblia în mână și citea ore întregi pe zi. Ore întregi. Și tu n-ai hemoragie și n-ai timp nici 5 minute să te oprești să citești. Când se va ridica Magda în ziua judecății și ne va întreba de ce a fost ea între noi. De ce ei bolnav? Mai exact 8 copii. Probleme și ea medicale. Un tată care s-a zbătut toată viața cu sărăcie. Și zic că a costat mormântarea toată, cu tot. 1.000 de euro. Și m-a sunat aia că s-o plângă. Și-o zic, se poate există. La finalul mormântării, mă gândeam cum o să dau banii aia care i-au împrumutat. Înapoi la mame. Și-o vină la mine un tână. Și-o pus în mână 1.000 de euro. Fără să știe nimic. Că avem un Dumnezeu care poartă de grijă la Sfinți și în ziua mormântării. Înțelegeți? Vreau să te întreb astăzi, ce ar mai fi trebuit să-ți facă Dumnezeu ca să nu mai fie ea în inima ta? Ce ar mai fi trebuit Dumnezeu să-ți facă ca să nu te mai roși toată rugăciunea, Doamne, dăm. Eu să mai zici și Doamne, îți mulțumesc. Poate să fie iarnă în familie, să știți. Ce iarnă era în casa lui Iacov, că frații se urau între ei. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă, prieteniți. Cum e familia voastră? Poate nu mai ai cuvinte că te-ar trebui pentru soție, dar ți-i spui un cuvânt. Știți când primim cele mai multe flori în viață? Știți, nu? La mormântare. A murit regele Mihai al României. Și am învățat ceva la moartea lui. Că în ziua mormântării și dușmanii te vorbesc de bine, că ești mort. În ziua mormântării toți te aplaudă. Toți spun lucruri măreți despre tine. Dar eu vreau să vă pun o întrebare. Trebuie să așteptăm ziua mormântării ca să spunem ceva frumos despre fratele nostru. Cât timp a fost lângă tine în viață l-ai bărfit? Te-ai căutat defecte și când moare, ei 100 de euro se cumpără o coroană. Dar nu mai ajută cu nimic ca florile are. Știți? Cum te lupți cu ea, cu ea în jurul tău? Am o veste bună să vă spun astăzi. Dragostea lui Hristos ne strânge. Știți care e cea mai grea moarte? Moartea de îngheț. E cea mai ușoară într-un fel, dar e cea mai grea din ce sens? Că poți să mori fără să-ți dai seama. Cea mai periculoasă. Corpul omenesc, dacă se răcește la temperatura de 37 de grade, 36,5, 37, 37,5, dacă se răcește și ajunge până la 31, e dezastru. Sub 31, șansele ca să se mai întâmple ceva, sunt nule, sunt aproape zero. În caz că temperatura unui om ajunge la 32, 31 de grade, și l-ai descoperit, că e în fric. Trebuie să-i pui sticlele cu apă caldă în jurul gâtului și să sunt mai multe procedee. Da, ce-mi plăcut mie, un procedeu medical, când am citit lucrul ăsta, trebuie să stea un om viu. Asta e cea mai, asta e cea mai bună. Să stea un om viu lângă el, da?
ca virgulă, căldura din omul viu să treacă în ăla care a început să răcească. Asta spune Domnul. Și asta ne trebuie Dumnezeu. Să stăm aproape unii de alții. Uite-te să vezi de ce nu mai vine fratele la marța și joia la biserică. Și sună, dă un telefon. Fă ceva. Uite, caută. Că l-a căutat ăstui care l-a bărfit, l-a lovit, l-a judecat, are nevoie să-l caute cineva care să-l strângă în brață. Să-i dea căldură. Înțelegeți? Nu? O luat Dumnezeu din Duhul lui Moise. Nu putea să ia direct din cer. De ce o luat din Duhul lui Moise și o împărță pe ăsta de alți câteva zeci de oameni? Să fie părtășie, să fie unitate. Să nu zică nimeni, bă, eu am tărere de la Dumnezeu. Nu toți aveau de la Moise și Moise avea de la Dumnezeu. Înțelegeți? Putem muri din gheț în momentul când nu ne mai mișcăm. Dacă stai în frig câteva ore iar în afară, corpul începe să se răcească. Dacă nu te mai miști, știți că Biblia premiază pe cei care se mișcă? Am fost în închisoare și ați venit pe lumină. Am fost în spital și ați venit să mă vizitați. Am întâlnit oameni care au ajuns în spital și se plângeau, frate slujitor, frate păstor, frate presbiter, nu mă vizitează nimeni. Știți ce îmi venea să-i întreb? Când ai fost sănătos, pe câți ai vizitat? Înțelegeți? Apoi, mai e o problemă la moartea din gheț. Da? Poți să ajungi, sunt oameni care au murit pe munți, da? Au ajuns la niște altitudini, au ajuns undeva unde nu mai era oxigen. Și din lipsă de oxigen au murit. S-au rocat prea sus. Nu-i bine să-ți mai stai mai jos în pe ei. Să stai cu Domnul în smerenie. Să-l te ridici prea sus. Că dacă ajungi undeva unde lipsește oxigenul, și ascultați-mă, și jos poate lipsi oxigenul într-o vale. Și oxigenul simbolizează rugăciune. Respirația sufletului. Asta e rugăciune. Apoi plimbarea prin zone cu vânt, fără adăpost, la temperaturi foarte joase. Și asta te duce tot la îngheț. Întrebarea mea este, tu stai la adăpost? Psalmul 91. Cel ce stă la umbra cel atât puternic. Cel ce se odihnește la umbra cel atât. Există niște limite, dragii mei, unde suntem păziți și unde El cu aripile Lui ne încălzește. Și unde El ne protejează. Mai vrea astăzi să spui, Doamne, scapă-mă de frică. Doi, mai este o problemă. Iarna cu gheață. Cu gheață. Și în Biblie am asemănat-o cu alunecare. Cu alunecare. Alunecăm atunci când nu rămânem în cuvânt. Timpul zboară, vă zic repede câteva versete. Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Asta e alunecare. N-ai rămas în cuvânt, da? Exact ce spune Biblia, să nu trecem peste ce este scris. Tu știi ce este scris? Dragii mei, dacă vă oprește poliția din Italia și vă spune de ce ai trecut pe roșu și tu spui, nu știam că a trece pe roșu înseamnă infracțiune. Ce spune poliția? Îmi cer iertare că l-am deranjat. Vă las să dau voi să vă informați, nu? Și ne vedem anul viitor. Nu. Poliția spune, există o carte de legislație, treaba ta dacă nu știu. Trebuia să te informezi. Înțelegeți? Bun. Acum vă mai spun ceva. Unii citesc Biblia după ce iau amendă. Unii citesc legislație după ce iau amendă, altul citesc înainte. Ca să nu ia amendă. E diferent. E mare diferență. Nu? Alunecăm când nu ne întărim chemarea. Nu ne întărim chemarea. Ascultați. De aceea, fraților, 2 Petru, căutați mai cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, că dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Care sunt drumurile pe care merge astăzi? Știți că Biblia vorbește despre drumuri cu gheață, drumuri alunecoase? Care sunt drumurile pe care merge? Uitați-vă la Esau într-o zi. Își pierde binecuvântarea. Și eu cred că Esau nu și-a pierdut binecuvântarea în casă, ce afară. Pentru că în Evrei Biblia ne spune nimeni să nu fie între voi curvar și lumesc ca și Esau. Stimați tineri, stimați familiști, Dumnezeu nu poate binecuvânta păcatul.
nici pe cel care trăiește în păcat. Dumnezeu binecuvintează sfințenia. Esau a vrut să trăiască cum a vrut el. Dar totul să fie binecuvântat și Dumnezeu a îngăduit pentru Esau să piardă binecuvântare. Uitați-vă la alte drumuri. La Samson. Cât timp Samson a stat între țoreia și ieșteau, vă spuneam, la adăpost. Era acolo ceva ce îl încălzea, Duhul Sfânt. Știți? Ce că Duhul Sfânt îl mișca între țoreia și ieșteau. Dar de ce Duhul Sfânt l-a mișcat la Timna? Că Duhul Sfânt nu te mișcă când te uiți la un film de groază. Duhul Sfânt te mișcă când ți-e groază de tine. Apropo, când ți-e scârbă de tine, atunci te mișcă Duhul Sfânt. Când zici, Doamne, vreau să mă pocăiesc, să mă zmeresc, să las tot la o parte și să mă apropii de tine. Și Samson într-o zi a plecat dintre țoreia și ăștia ori spre Timna. Și Duhul Sfânt a rămas acolo. Și a plecat. Și uitați-vă cum omul acesta care putea ridica porți de sute de kilograme. De sute de kilograme. Și le ridica așa ușor și le punea pe umeri. O ajuns într-o zi să macine la moarea filistenilor cu ochii scoși. Pentru că, frate și surori, stimați tineri, drumurile pe care mergem ne pot da binecuvântare sau ne pot face să pierdem binecuvântare. Esau își pierde binecuvântare, Samson își pierde putere. Nu mai are putere. Nu mai are putere. Dina, uitați-vă la Dina, într-o zi o zis, că de taică s-au zis, tati, iară mi-o repetit de cor, zice. Iară stăruință. Iară părtășie, zice. Eu mă duc un pic să văd ce mai fac fetele țării. Mă duc un pic să văd ce mai fac și alții. Și au ajuns într-o zi fata asta să fie violată de un prinț. Știi ce i-a spus prințul fetei? Dacă trebuie să mă botez pentru tine, o fac, zice. Dacă trebuie să mă tai pentru orice, zice, nu contează. Dacă vine, nu mă pentru tine, fac. Și din aș omers pe un drum pe care și-o pierdut curăția morală. Trăind într-o lume a Hollywoodului, care aplaudă pe fetele care la 14 ani își încep viața imorală. Asta e lumea în care trăim. Dumnezeu aplaudă pe cei care se păstrează curați până la căsătorie. Asta sunt principiile Domnului. Și principiile lumii sunt diferite, să știți. Dragii mei, să știți că Dumnezeu pe cei răi care nu vor să se schimbe, îi îngăduie să meargă pe gheață, pe drumul alunecoase. Ascultați Psalmul 73:18. Da, tu îi pui în locul alunecoase și îi arunci în prăpăd. Dacă ce, cu Sfinții ce face Dumnezeu? Auziți cu Sfinții ce face? Psalmul 18:36. Tu lărgești drumul sub pașii mei și nu mi-arunică gleznele. Ce frumos! Extraordinar! Dragii mei, putem spune la final de 2017, ca și psalmistul, El ne-a păstrat sufletul în viață și n-a îngăduit să ne se clate în picior. Dacă n-ai alunecat anul ăsta, nu-i pentru că ai fost un sportiv de mare clasă. Dacă n-ai alunecat anul ăsta, a fost o mână care tu ținut. Și vreau să spun astăzi ceva. Dacă rămâi lângă Dumnezeu, nu o să poți aluneca pe gheață. Am văzut la copilul meu, dacă îl țin de mână, da? Chiar dacă se împiedică, în momentul când stă să cadă, eu pot să ridic. Știți? Nu știu dacă nu o să cadă niciodată. Nu înseamnă că nu o să se împiedice niciodată. Dar nu va ajunge să dea cu fața de asfalt, pentru că eu îl țin cu mână. Și eu am împlecitul, îl țin cu dreapta. Că e mai bine, e puternic. Am o întrebare să te întreb astăzi. Tu cu dreapta ce ții? Auziți? Psalmul 73:23. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Auzi? Nu la fără frecvență cu Dumnezeu. La full time. La cursuri zilnice. Însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Dragii mei, vă recomand astăzi cu mâna dreaptă să țineți cu Dumnezeu de mână. Amin. Și cu stânga să țineți telefonul, volanul, pormoneul, lucrurile trecătoare, care dacă le pierzi, n-ai pierdut nimic. Dar dacă ai pierdut mâna aceea care te ține, de 20 de ani, de 30 de ani, te ține și te călăuzește la fiecare pas. Ai pierdut tot. N-ai vrea să spui, Doamne, eu nu vreau să mai alunec. Doamne, eu am mai alunecat, pentru că de multe ori, în loc să te țin de mână, am ținut mâna în buzunar. Am ținut cu dreapta iPhone. Am fost concentrat la alte lucruri. Dar eu vreau, Doamne, Tu să auziți cine ține pe Dumnezeu cu mâna dreaptă, cum are finalul, auziți?
Psalmii 73:24. Tu mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Ce frumos, nu? Deci, pe diavolul, dacă îl ții cu dreapta, ajunge în iad. Pe Dumnezeu, dacă îl ții cu dreapta, ajunge în iad. Alege astăzi. Ce vei face? Plecând de aici. Că ești botezat sau nebotezat, că ești baptist sau ortodox, nu contează. Dar plecând de azi de aici, în ce te vei încrede? Oamenii care sunt înșelători, în inima ta care e înșelătoare? Sau vei spune, Doamne, am auzit azi un cuvânt pe înțelesul meu. Am auzit azi o predică despre tine și vreau să fiți pe tine de mână. Nu? Citeam despre un băiat. Vindează iară la colțul străzii în decembrie. Și omul, băiatul acesta era tare frig, tare frig. Și-a trecut un polițist pe acolo și deja nici nu mai putea sta lângă ziare. Băiatul ăsta nu mai putea să facă din cauza frigului și a zis către polițist, domnul polițist zice, dacă mi-ați putea spune un loc unde pot să dorm noaptea asta, că nu mai rezist să mai dorm afară. Să mă încălzesc și eu undeva. Și polițistul cu un zâmbet i-a zis, uite, mergi pe stradă mai în jos și o să vezi o casă mare, albă. Trebuie să bați la poartă. Și când cineva va deschide poarta, să nu spui nimic altceva decât așa, atât. Ioan 3:16. Copilașul, nu știa ce înseamnă Ioan 3:16. Vă zic, eu mă duc, dacă să spun numai trei cuvinte, Ioan 3:16, mă duc și o să văd. Și o mărs la o poartă albă, la o casă mare albă, ajuns în fața porții, o bătut, și până la urmă ieșit o doamnă din casă. Și o zis băiatul, o zis, ce vrei, ce dorești? Și băiatul zis, Ioan 3:16. Și atunci Domnul zis, vină înăuntru. Cu zâmbet frumos, zice, vină înăuntru, l-a pus lângă un șemineu. Și-a zis, stai aici lângă șemineu ăsta să te încălzești. Și copilașul tot se gândea și-a zis, Ioan 3:16. Ce? Nu înțeleg ce înseamnă, dar știu că poate încălzi un băiat. Aleluia! Nu știu ce înseamnă. Dar știu că poate încălzi un băiat în viața. Și mai departe a venit Doamna după vreo câteva minute și a zis, vrei să mănânci ceva? Și Doamna, vrei să mănânci? Ce vrei să mănânci? Acum când vii de la mall, ai pretenții. Dacă vii din stradă, nu mai ai pretenții. Doamna, orice aveți, eu vreau să mănânc ceva. Și l-a pus la masă și acolo la masă. Copilajul mânca. Și în timp ce mânca, se gândea și îi spunea, eu am trecut. Nu știu ce înseamnă, dar poate să tura un flământ. Poate să tura un flământ. Și apoi eu zis, auzi, de câte ne-am făcut o baie? Și zis, de săptămâni întregi. De fapt, a zis băiatul, singura baie care am făcut-o de luni întregi, de fapt, singura baie a fost lângă un hidrant, de n-a dat un pier, vară. Am reușit să dau drumul și la urmă și asta vară am făcut și eu o baie. Și l-a poftit în baie. A dat drumul la apă caldă și a zis, bagă-te în vană. Și în timp ce copilul stătea în vană și se bucura de apă caldă, a zis, zice, mă, Ioan 3:16, nu știu ce înseamnă, zice. Dar cu siguranță poate curăța un băiat murdar. Înțelegeți? Apoi l-a dus în dormitor, i-a întins patul, căldură în casă. Și l-a pus acolo și a zis, să te odihnești, să dormi aici, niște. Și băiatul stă de supra, mă, și nu putea dormi. Și-a zis, Ioan 3:16. Nu știu ce poate să nu ne poate. Zice, nu știu ce înseamnă, dar cu siguranță odihnește un băiat frânt de obosit. Dimineața l-a luat femeia, l-a dus iar la masă și înainte să plece, a zis, vreau să-i întreb ceva. Tu știi ce înseamnă Ioan 3:16? Și-a zis, Doamne, nu știu ce înseamnă, dar am simțit ce înseamnă. Nu știu ce înseamnă. Îmi puteți spune ce înseamnă Ioan 3. Și femeia a început să-i zică, fiindcă atât de mult. A iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu ca oricine cădea în el. Să nu piară ce să aibă viață veșnică. Ăla a fost momentul când băiatul a zis, Doamne, vreau și eu să am pe acest Dumnezeu greu cu mine. Chiar dacă o să dorm în stradă, chiar dacă o să mai fac duș câteva zile, Doamne, aș vrea ca acest verset să mă duc într-o zi în loc, într-un loc unde nu o să mai fie viață, nici frig, unde o să fie căldura veșnică a lui Dumnezeu, unde El, Dumnezeu, ne va lumina, unde nu o să mai fie întuneric și nu o să mai trebuiască să vând ziare.
Vreau să te întreb, simți că ți-e frig? Simți că ești pe gheață? Uită-te să vezi câte lucruri ai încercat să gheață, să faci gheață și nu s-o ieși nimic. Uită-te să vezi. N-ai vrea în această dimineață să schimbi viața? N-ai vrea în această dimineață să spui, Doamne, eu nu vreau să mai fiu numai așa, să trec mai departe pe lângă tine. Nu. Pentru că vreau să mai spun ceva la încheiere. Știți când nu mai este iarnă? Când se vede fumul care iese pe voi. În special în România, la țară, oamenii că fac foc la sobă, la teracotă sau la cazan. Și Dumnezeu avea o durere în inimă. Și spunea Dumnezeu, dacă mă doare ceva este că ei vor fi ca nori de dimineață, ca roua care trece repede, ca fumul care iese din corp. Osia trăiește cu trei. Ce să-ți fac, Evraim? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca nori de dimineață. Dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu nu vrea să asculți o predică în această dimineață și apoi să fie predica asta ca și un fum. Dacă mă întrebi ce spun. O te ieșit pe horn și o trecut repede. Dumnezeu astăzi vrea să facă altceva. Să asculți cuvântul Lui, nu numai să-L auzi. Înțelegi ce spun? Cu ce mă ajută că aud semnalul de la barieră? Când trec cu mașina, aud semnalul de la barieră, dacă nu mă opresc. Dragii mei, în această dimineață, Dumnezeu a făcut aici să răsune un semnal. Vezi că tu mergi spre iad, oprește-te. Cu ce mă ajută că ascult sfatul medicului care m-a spus clar, trebuie să-mi medicamentele astea. Am auzit, dar nu-l ascult. Cu ce mă ajută? Cu ce mă ajută dacă dimineața telefonul merge, alarma la telefon și mă scoală dimineața și eu o apes pe snuz și o pun mai departe și dorm mai departe. Cu ce mă ajută că am auzit? Cu nimic. Cu ce mă ajută că mă sună soția pe telefon și nu răspund? Cu nimic. N-ai vrea astăzi să spui, Doamne, să se împlinească Ioan 13:17, dacă știți aceste lucruri, că de ce de voi dacă le faceți? Atunci când vine iarna, în inima unui credincios, omule, bun, ascultă-mă bine. Omul acela va auzi mai departe, predici frumoase, cântări frumoase, duminică. Dar de luni până sâmbătă va trăi tot cum vrea el. Asta e fumul care iese pe gol. E ceva așa, repede. Dragii mei, Dumnezeu în biserică nu vrea fum, vrea foc. Fumul deranjează, focul încălzește. Pentru aia focul rămâne în casă și fumul trebuie să plece. Focul încălzește. Nu? A fost în Biblie un om, Ierod, Marcu 6:20. Zice că Ierod se temea de Ioan, fiindcă știa omul neprihănit și sfânt, îl ocrotea și când îl auzea de multe ori, stă în cumpără, neștiind ce să fac. Exact ce faci tu astăzi. Poate ai auzit o predică și stai și te gândi, mă, ce să fac? Știi ce trebuie să fac Ierod? Să se pocăiască. Și ce a făcut Ierod? O băgat cuțitul în Ioan. Asta a făcut. Pentru că la mulți le plac predicile, până nu vorbești despre ei. Până nu te legi de ei. O să se rog, bă, da, ce fain predici pentru evreii ăștia, de ce îmi place, mă, extraordinar. Merită să le spui, da, uite de ce fac. Au haine lungi, fac rugăciuni în piață și în spate numai prostii fac. Merită. Dă-i tare pe ei, zice. Și într-o zi a venit Ioan, ultima predică. Și au zis, rău, am o predică pentru tine asta. Și vreau să spun ceva. Nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta aproape lui tău. Știți că a fost băgat în pușcărie. Și apoi și-a pierdut. Sau i-a fost tăiat cap. Dragii mei, haideți astăzi să ne punem o întrebare. Apropii de finalul mesajului și vreau să închei cu o poezie. La finalul poeziei vreau să facem o chemare, vreau să fac o chemare, dacă este cineva la care Domnul i-a vorbit. Că ești botezat sau că nu ești botezat, puțin mă interesează lucrul ăsta. Dacă este cineva care are iarnă de ani de zile în suflet, noi rugătorii ne vom pune mâinile peste tine și Dumnezeu, eu cred că te va mișca prin Duhul Sfânt. Dar tare mult îmi place poezia Tatianei Topciu. Extraordinară poezie. Auziți, mi-aduc aminte, spune Dumnezeu, mi-aduc aminte de tinerețea ta când mă urmai cu lacrimi și fior, fără cuvinte și gata viața înșiși să-mi o dai.
mai fi urmat departe sau aproape într-un mănos sau fără apă loc, mai fi urmat de-aș fi cerut prin ape, mai fi urmat de-aș fi cerut prin foc. Într-un pământ uscat și fără apă, ți eram izvor și hrană și umbran. Eram eu însumi cel ce te-a dat pășir de ajuns ție la cerescul an. Și nu doreai nici hrană, și nici haină, nici casă, nici avere, nimic prea mult. Pe atunci, apropășirii tale haine era să fii cu mine pe lume. Suprema bucurie, rugăciunea, cântare în umbra Sfintei părtășii, zadarnic te chema afară lumea, erai zdrobit de mila ei, mai știi? În cămăruța închisă pentru lume, în care stam de vorbă fără grai, te desmerdam cu negrăite nume, iar tu fără cuvânt mă adorai. Dorința mea ți era supremă lege, ce fericire în împlinirea sa, erai copilul meu, eu domn și rege, desăvârșit a fost umblarea ta. Aveai atâta încredere în mine, țâșnită din iubirea ta din tâi. Cum aș putea să nu-mi aduc aminte, când azi cu mine, așa puțin rămâi. Așa am vorbit Iisus prin Ieremia, ținând în mână ramul de hidar. Și când și-a șters o lacrimă, mânia s-a ridicat în mine ca un val. Cum am putut să ajung atât de rece? Cum am putut să nu-L mai ador, o Doamne? Pe alături nu mai trece. Mi-a fost de tine atât. Atât de dor. Mulți dor de El în seara aceasta. Această dimineață, această zi. Uitați-vă că diavolul vrea să ne stâmpere dorul cu alte lucruri. N-ai vrea să stâmpere dorul cu cel care-i veșnicie? Telefoanele trec, mașinile se învechează. Casele se uzează. Vine grăsime. Este și face ține veșnic. Și asta e dragoste. O să cântăm o cântare care spune Doamne, vin și genunchez. Ție îți mărturisesc. Fără tine aș cădea. Doar tu ești odihna mea. Dacă în timpul acestei cântări este cineva care vrea să vină în față. Dar nu așa de obișnuință. Nu așa că vreau la 15 oară să ies în față. Cu adevărat să schimb viața și să începe viața nouă. Noi ne vom ridica cu toți în picioare. Vom cânta cântarea. Te invit să vii aici lângă ambon, să îngenunchezi. Și noi ne vom ruga pentru tine. Doamne, vine. Doamne, vine. Și îngenunchezi. Doamne, vin și eu, aleluia. Ție atât de fric. Mărturisesc. Vreau să încep o viață nouă frumoasă cu tine. Fără tine. Doamne, fără tine aș cădea. Doamne, tu ești ceea ce-mi dorești. Doamne, vreau să încep o viață frumoasă. Nu mai am lacrimi, Doamne. Nu mai am bucurie. Nu mai am temere. Mi-a rămas doar tu, Doamne. Vreau să încep o viață frumoasă. Nu m-am alunecat, Doamne. Nu m-am înțeles cu neamurile mele. Nu m-am mai înțeles cu seamurile mele. Cu zburonele mele. Am avut frică în viața mea. Fă-l din nou, Doamne, trece-le. Fă-l din nou, Doamne. Vreau să mă pocăiesc, Doamne. Vreau să mă pocăiesc. Vreau să fac un legământ cu tine, Doamne. Am nevoie de tine, Doamne. Nu mai am nevoie de bani. Nu mai am nevoie de mașină. Am nevoie de cuvântul tău. Pe care l-am auzit astăzi, Doamne. Să-mi încălzească inima. Să-mi topească țurturile de viață. Nu Dumnezeu are nevoie de tine, tu ai nevoie de El. Tu ai nevoie de cuvântul Lui. Tu ai nevoie de Duhul Sfânt. Tu ai nevoie de iertare, că nu poți dormi noaptea.
Ai avut și gând de sinucidere de răstăzi în viață. Ai avut depresie, ai avut frământări. Nu poți să te lași de imoralitate. Ai uitat fricul și gheața și ești la un pas de moarte, 31 de grade. Nu mai simți nimic. În seara asta, dimineața aceasta, în ziua aceasta, Dumnezeu te cheamă. Ai făcut multe păcate. Dar harul lui nu ne învață. Nu ne învață să facem încă alte păcate. Deci să rupem cu păcătarele și cu poftele lumii. Hristos să fie în noi. Și când intră Hristos, se face cald, se face foc. Ai nevoie de Iisus. Elica nomenados tabrelli a fanomenados e Elica nomenados tabrelli a fanomenados. Mai sunt haine albe pe umerașul lui Dumnezeu. Mai este loc la cruce. Mai este un sânge care spală. Mai este. Te cheamă Dumnezeu. Atunci când citești cuvântul să ai lacrimi în ochi. Atunci când mergi afară în stradă să ai pasiune pentru El. Ai nevoie de El. Mărturisește public și are nevoie de eliberare de Dumnezeu. Mai curge apă. Ce te împiedică să fii? Frații vor merge, se vor ruga pentru voi. Dumnezeu de iertare. Dumnezeu scrie numai în cartea vieții. Elica novenados febrele. Intrăm cu toți în rugăciune. Eu sunt liber, 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 eu sun
Am ținut, Doamne, mâinile prietenilor, mâinile noastre și ne-au înșelat. Vrem să ne dai Tu mâna, Doamne. Să ne prinzi de mâna, Doamne. Să ne duci în slavă Ta, Doamne. Doamne, știu, Doamne, prin Duhul Sfânt, că mai sunt persoane în sală, Doamne, care n-au avut curajul să iasă. Te care oamenii de-o stăbrorul, de-o frarele iasă. Lasă din nou peste ei, Doamne, atingerea Duhului Sfânt. A fost o vreme, Doamne, când stăteau pe genunchi o oră și ne se păreau că-i puțin. Și acum stau cinci minute și ne se pare că e mult. A fost o vreme când vorbeau în alte limbi, când cântau în alte limbi. Când, Doamne, veneau cu jumătate de oră mai repede și plecau mai târziu de la adunare. Când, Doamne, bucuria era pe fața lor, Doamne. Adu din nou, Doamne, de astăzi acele vremuri, Doamne. Lasă din nou, Doamne, ca povara durerilor să fie îndepărtată, Doamne. Sunt între ei, Doamne, oameni care n-au putut să ierte. Și-a intrat, Doamne, iarna în sufletul lor, Doamne. Și-a intrat ura, Doamne, cu toată viața care aduce, Doamne. Lasă eliberare, Doamne. Sunt soții, Doamne, care n-au mai auzit un cuvânt de la soț, un cuvânt frumos. Te rog, Doamne, să lași pace în familie, Doamne, astăzi. Te rog să faci o trezire, Doamne. Să se audă, Doamne, că stăm la focul Duhului Tău și-o Sfânt. Că nu mai stăm la focul dușmanilor, Doamne. Îți mulțumesc că ai fost cu noi. Îți mulțumesc că astăzi ai trecut pe aici, Doamne. Și pe unde trec pașii Tăi, revarsă veșug. Te rog să las veșug de iertare, de dragoste, de răbdare, de binecuvântare. Și plecând de aici, Doamne, să ducem căldură în inimile altora. Să îmbrățișăm pe cei care sunt la un pas de vieți. Să putem întinde mâna să ridicăm pe cei cuprinși de friguri. Ca ei să slujească împreună cu noi apoi. Să mulțumesc că ne ascolți și numele Tău să fie lăudat. Amin. Voi invit să vă ridicați, să mergeți la locurile voastre și Dumnezeu să fie lăudat pentru tot ce am fost până aici. Amin. Am vrea așa cum stăm înainte.